Sătulă de modul în care ministerul își bate joc de elevii din învățământul primar fără să le dea la timp manuale și în plus să pună la dispoziție acestora manuale învechite, învățătoare din Brăila s-a decis să ia atitudine. Ea a lansat o petiție online prin care îi roagă pe dascăl, părinți și elevi să protesteze împotriva subfinanțării sistemului educațional, care a dus la situația în care trebuie respectată o programă fără a exista însă și manualele corespunzătoare. Am inițiat această petiție deoarece am constatat că și în anul școlar următor elevii nu vor lucra după manuale conform programei. Sunt învățătoare la clasa a doua în acest moment și când am auzit de decizia domnului ministru de a retipări manualele vechi, m-am gândit că vor fi niște bani irosiți, deoarece manualele vechi nu sunt în conformitate cu noua programă. Dascălul a precizat că, de exemplu, pentru clasa a doua, anul acesta școlar, manualele au ajuns la elevi abia în iarnă. Până la vacanța de iarnă au folosit fișe de lucru pe care le-am pus la dispoziție și auxiliare didactice pe care le-au achiziționat părinții. Părinții sunt de acord cu demersul învățătoarei și spun că sunt sătui de modul în care ministerul își bate joc de ei, de copii, dar și de profesori. Sincer, nu este corect că nu le dăm acum manuale. Problema este că treaba este de ceva timp, de câțiva ani, și nu s-a luat absolut nicio decizie. Este destul de greu pentru că trebuie tot timpul scoase fișe de lucru acasă, trebuie tot timpul să aibă fișe și părinții trebuie să se implice, dar din păcate și financiar este o problemă pentru că nu au susținere profesorii absolut deloc. Asta este, plătim, nu avem ce face. Mama elei, dar plătim. E corect ce face ministerul. Nu e corect ce îi face, dar acum cum este în vârmășeala asta nu mai știm nici noi. Nu prea văd bine lucrul ăsta. Cam bătaie de joc? Cam bătaie de joc. Înțelegeți? Cred că da. Majoritatea, dar poate unii n-au curaj să recunoască și să vorbească. Până în acest moment, demersul dascălului Brăilean a strâns 1357 de semnături pe site-ul petițiaonline.com.